Cei care se ocupă de recensământul populației nu i-au luat până acum în calcul și pe românii cu dizabilități. În București, angajații primăriilor de sector vor începe abia de săptămâna viitoare să bată și la ușile celor care nu pot ajunge în centrele fixe de recenzare. Pentru cei care totuși se pot deplasa, a fost înființat un punct dedicat și la Institutul Național de Statistică. Coralia Băcanu are 57 de ani și este nevăzătoare. În ultimele săptămâni a așteptat degeaba recenzorul. Locuiește împreună cu sora ei și au încercat să meargă la un centru fix, dar era atât de aglomerat încât le-a fost imposibil să aștepte. Era coada foarte mare, n-am mai stat pentru că ar fi trebuit să stăm în picioare, în soare. Și am zis că să așteptăm, dar două luni de zile nu s-a întâmplat nimic. Și asociațiile de nevăzători din țară au primit mai multe sesizări în ultima perioadă. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, în România sunt peste 83.000 de persoane cu diferite probleme de vedere. Deplasarea la un centru fix de recenzare este imposibilă și pentru persoanele cu deficiențe motorii sau cele imobilizate la pat. Iar cei care reușesc cu greu să se deplaseze așteaptă cu orele până completează chestionarul de recensământ. Domnul din imagini se sprijină de balustradă și abia coboară scările centrului. Cât de greu v-a fost să ajungeți aici? Aol, nu mai îmi spuneți. Foarte greu, nu greu. Am ulcer varicos, am artrită. Ați așteptat recenzorul și nu a venit? Nu a venit. A afișat pe ușă și atât am rămas. În România sunt peste 850.000 de persoane cu diferite dizabilități, iar până acum nu există o strategie la nivel național pentru recenzarea acestor oameni. Vom găsi o soluție, mai ales că e obligatorie intrarea în teren. Sunt persoane imobilizate în scaun rulant. Cât a funcționat platforma, noi am consiliat multe persoane să se autorecenzeze, dar după aceea ne-a fost imposibil să-i putem ajuta. În București, doar de săptămâna viitoare, primăriile din sectoarele 2 și 3 vor trimite recenzori la ușa celor nedeplasabili. În sectorul 6 a fost înființat un call center pentru cei care nu pot ajunge la centrele fixe. La Institutul Național de Statistică există un centru special dedicat persoanelor cu dizabilități. Cei care se pot deplasa pot ajunge aici între orele 8 și 20 de luni până duminică. Centrele de recenzare au fost arhipline și astăzi. Potrivit datelor INS, la nivel național, rata de recenzare a populației este de 84%. Bucureștiul se află pe ultimul loc la categoria orașe, cu un procent de 57%.